grav. A, bine, în România am avut alte experiențe când am născut-o pe, cea, pe fata mea cea mare, care a fost și mai gravă. Adică? Adică... Ce experiențe cu doctorul nu mi-a plăcut? Da, bine, fata cea mare am născut-o în România și e născută pe 1 ianuarie. Așa. Și doctorul era puțin... Așa. Și... Când lumea toată e beată și tu vrei să te pomeni să naști. Exact, exact. Și eu, mă chin, adică fiind și prima sarcină, nu știam nici senzațiile pe care trebuie să le am și ce se întâmplă cu corpul meu. Nimeni nu mi-a explicat ce și cum și în ce fel. Și eu, de fapt, mi-am dat seama la a doua sarcină că eu, de fapt, câteva ore, vreo 6-7 ore, m-am chinuit să-mi... 12 ore am fost în travaliu cu cea mare. Dar asta datorită medicilor care m-au lăsat singură în... în salon și în s-au dus Italia. Să-și vadă de treaba lor. Nu, asta în România. A, România. Vreau să prind. Asta deja recunosc, că am mai văzut cazul ăsta. Așa. Și ei s-au dus să se distreze și... Era 1 ianuarie, nu? Da, era 30... Adică lumea sărbătoarea. S-au anestezia și ei un pic și după aia... Uităm-mă la televizor, la antenă și da. Acum câți ani? Cea mare are 16 ani. Da. Sper să nu se mai întâmple. Și ce ai făcut? Ai stat în salon 6 ore? Am stat în salon 12 ore. Veneau femeile, nășteau, cele care aveau câțiva copii și nu, nu știu, ori... Le-a ajutat cineva la naștere sau nășteau singuri? Păi le-a ajutat și apoi plecau și mă lăsau acolo. Adică 12 ore nu m-a controlat nimeni până la un moment dat. Când n-ai rătășit o dată de demonstrativ toată... așa? Băi, erai fată prea bună, ți-ai mai revenit pe parcurs. E da. Fată bună, dar ține în ea, știi? I-a ținut în ea, nu mai ține. Ține în ea, știi? Adică, da. Ce faci, mă? Vreau să nasc! Și crede-te, dacă nu las mâine! Acum a pus mâna pe cuțite. Da. N-aveai contracții, n-aveai nimic. Da, și mă chinuiam, practic... dimineața, după ce am născut, au venit celelalte moașe, care erau, bineînțeles, odihnite și trese. M-au ajutat, dar eu eram la sfârșitul puterilor și m-au împins pe burtă, pentru că altfel n-aș fi reușit să eram terminată. Plină de puncte de sânge sparte pe față și în ochi și așa mai departe. Dar, de fapt, eu mi-am dat seama că, de fapt, m-am chinuit să țin copilul în mine să nu nasc singură. Mușcam de perna aia care am făcut-o în bucățele. Da, și păi, asta e viața, ce pot să fac? Și nu le-ai spus orele astea, domnule, dar faceți-mi ceva! M-ați lăsat aici ca pe Adriana Soia linia. Stai o secundă, vreau să zic ceva. Era muzica tare dincolo, dar nu puteai să țip? Nu, erau la vreo 3 etaje de des. Ah, bravo. Și n-aveai tu un buton, un buton, ceva, un telefon? Nimic. Pe timpul ăla nu era. Un telefon, ceva să faci cu de-aia? Nu. Aveam 19 ani. Mulțumesc lui Dumnezeu că încă sunt vie. Ce să mai zic? Erai copil, mă, de fapt, da, asta da, este. Și la a doua ce ai descoperit? Că la prima, adică, văd păi, da, pentru că... Tu cu doctorii ai o relație specială, văd. Cu băiatul... născut în Italia, bineînțeles, am simțit același lucru și eu l-am chemat după 3 ore pe medic, bineînțeles, foarte drăguț, a venit, chiar era în concediu și totuși, chiar dacă erau doi medici de gardă, el a venit să mă consulte pentru că era medicul meu și venind, zice, măi, stai măi liniștită că 3 ore, n-ai cum să naști tu în 3 ore. Hai să te controlez, dar doar așa ca să-mi facă mie o favoare. Și când colo copilul bătea la ușă. Și m-a controlat, apoi îi zice și asistentă, ia vezi și tu, și zice, păi e dilatată 10, haideți cu ea mai repede în sală. Asta în ce perioadă? Deci tot pe 1 ianuarie ai născut, ca să știu, adică te-a ales sărbători de astea legale că lumea nu pe 17 ianuarie. Eu i-am toți în perioada aia, 16 decembrie, 1 ianuarie, 17 ianuarie. Deci sunt așa la 2 săptămâni distanță. Foarte bun. Deci iarna voi... Bate la ușă. Da. E pe băutură. În ianuarie nici iarba nu crește, dar la ei să bea. Da, exact, exact. Foarte frumos. Păi, perioadă bună de făcut copii. Da. Când e vară, deja sunt mari, poți să te miști, nu mai să-l împopolim, să-l scoatem afară, îl punem pe iarbă și facem de lucru singur și noi ne vedem de treburile noastre.